Dragi prieteni, suntem la o fermă de crescători de porcine la Nenii, la Ialoveni Văratic. Am venit să susținem un fermier de aici care ne-a contactat și zice că are probleme cu realizarea cărnii și am venit să-l susținem, să vedem porcii, să vedem ferma, să vedem cum se dezvoltă zootehnia. Noi față de miniștri care suntem să iasă din birouri, nu ne temem. Noi mergem alături de oameni, mergem să vedem problemele, grijile cu care se confruntă. Să ne solidarizăm și să facem îndemnuri așa cum ne-ați cunoscut în ultimii ani de zile. Noi tot timpul am fost într-o susținere a producătorului și fermierului autohton. Și astăzi continuăm campania noastră de susținere a fermierilor. Aici avem sistemul automat de hrană pentru animale. El vine automat. Așa se duce dintr-o parte în alta și merge direct la purșel, așa-i? Ia uși, super! Și se duce, dar ce nu vine? Și el se duce pe sistemul ăsta automat și se duce direct la purșei. Fantastic! Dragi prieteni, cu regret, sistemul ăsta ticălos a făcut practic imposibil să te dezvolți la noi acasă. Omul ăsta, din câte eu știu, are 1000 de purșei. Amuși mergem să... Iată este. Au 90-110 kg. Și ocupantul. Și omul ăsta zice că nu are practic ce să facă cu ei. Vinde câte un pic cât reușește, dar nu poți să-ți iei piept și să te bați cu monopoliștii și cu importatorii de carne. Ia uitați-vă și sunt de simpatici. Îs tare drăgălași. Și dorm. Aștia au fost pregătiți pentru vânzare astăzi. Și sistemul, ați văzut, automat, iată așa merge mâncarea automat. Vine și ei sunt puși la îngrășat. Ăsta trebuia să fie model de dezvoltare economică, dragi prieteni. Nu și vedem acum. Nu tot rețelele astea de magazine care aduc carne din import, de undeva din țări străine și dezvoltăm economia statelor vecine. Mai ales în perioada asta, când nu știm ce se va întâmpla cu războiul ăsta, noi trebuie să repornim motoarele economiei. Ia uitați-vă, și de ăștia, și de ăștia. Ăștia sunt un pic mai mici, ăștia sunt un pic mai mari. Ăștia deja sunt buni de vânzare. Și iată aici, sunt 500 într-un loc și încă 400. Ia uitați-vă și pur ce. Haideți, dragi prieteni, să ne solidarizăm. Eu am să vă indic Vecislav Balan și fermierii de aici, de la Văratic, ne roagă să-i ajutăm. Ei vând carnea de porc vie, prețul 50 de lei kilogramul. Un purcel de ăsta, 50 de lei kilogramul. Haideți să susținem fermierii noștri, cei care toată ziua iactă este. Și-i curat, e aranjat, se vede că e îngrijit. Nu-i... Și bă, nu vă... Ia liniște ocupanților. Dragi prieteni, asta face și parte din... Asta face și parte din... Securitatea alimentară. Securitatea alimentară e un lucru extrem de important. De fapt, asta trebuia să fie model de dezvoltare economic. Cerealele noastre care sunt vândute lui Vaja și altor companii exportatoare și care beneficiază de prețuri și de bani enormi, și pe ei nu interesează să crească animale. Dar agricultura, mai ales în statele mici, fără sector zootehnic, e agricultură primitivă. Asta trebuie să fie modelul de dezvoltare economic în continuare. Cerealele noastre, grâul, porumbul și tot ce înseamnă cereale trebuie să fie transformate în carne. Și carnea să meargă la procesare, cât ne asigurăm piața internă și procesată dusă mai departe. Asta e modelul de dezvoltare economică. Câți din miniștri ați văzut să meargă prin grajduri, prin băligar, ia că așa, prin băligar, să miroase băligarul și să vadă cât de greu să cresc animalele, cât efort trebuie să depui ca animalele astea să ajungă la 100 de kilograme. Și ajunge momentul și tu nu ai ce faci cu carne. Iată omul ăsta m-a sunat disperatos. Vasile, n-am ce faci, am 1000 de porci, amu vreau să-i vând. 50 de lei dacă îmi dă cineva, acu' îi dau. Acu' îi dau, pentru că vreau să pun alții la îngrășat, vreau să lucrez, vreau să am... Și omul ăsta și să spună.
el nu poate concura cu firmele căpușe pe care le gestionează băieții ăștia de la guvernare și care au plecat acum din statul ăsta. Nu poate concura. Nimeni nu poate concura în statul ăsta cu căpușile astea care au adus contrabandă de carne și au adus mii și mii și mii de tone de carne și au distrus tot sectorul zootehnic. I-a întrebat pe Radu Mudrea câte autorizații de import de carne au semnat împreună cu Alexandru Dodon, cu Igor Dodon, cât au adus carne prin contrabandă, prin Transnistria și care au distrus tot sectorul zootehnic. Ei aduceau carne din nu știu de unde, din Olanda, din țările UE, din țările non-UE, din America Latina aduceau carne de porc, mai ales carne de pasăre, cu un euro aduceau, cu un dolar. Ăștia au distrus sectorul zootehnic, au distrus păsările, au distrus tot. Acum ce își fac băieții ăștia cu greu, că nu e ușor să crești animale, e foarte complicat. Și acum băieții ăștia ajung disperați și spun, dar ce să facem noi acum dacă noi nu putem vinde? În rețelele mari, ăștia au monopolizat rețelele mari de magazine, au făcut sute de magazine, super mega marketuri și moldovenii tare să înghesuie acolo să-și fac fotografii la furșet, la cum se mai numesc ele acum, la Kaufland, să-și fac fotografii. Dar Kaufland-ul cumpără carne din Olanda, cumpără carne de unde vrea el, pentru că nu-l interesează producătorul autohton. Și ăsta care ar trebui, de fapt, să existe ca prioritate, fermierul nostru, stă cu porcul în poiată și așteaptă când o să vină să-i cumpere cineva. De asta lansăm campania noastră să-i susținem pe fermieri, pe producători, pe procesatori, pe toți cei care lucrează și fac ceva plus valoare în statul nostru. Ar fi normal ca oamenii să asocieze în cooperative de producere, în cooperative de consum, în cooperative de export, ca noi să nu mai depindem de intermediari. Dar până când intermediarii decid soarta noastră? Intermediarii care aduc carne, și l-am văzut pe Vladimir Bolea care spune că anul ăsta au semnat cvote pentru import de carne de 5.000 de tone. 5.000 de tone, Vladimir Bolea, 5.000 de tone și pentru Transnistria 2.000 de tone. O spus-o în direct la Jurnal TV. Bolea când mai semnează împreună cu ministrul și cu alții să aducă carne de psihotare, trebuie să vină întâi să uite în ochi la fermierii ăștia care stau cu 1.000 de porci în grajd și n-au și faci cu ei. Iată atunci se semnează acte ca să aducă carne din alte țări. Asta e mesajul meu pentru ei. Continuăm campania, vă lăs două numere de telefon, sunați, oamenii vă duc, vă spun unde să veniți, faceți-vă rezerve și nu știți ce se întâmplă mai departe cu războiul. Trebuie să avem rezerve alimentare. Carnea noastră trebuie să avem pusă la borcan, asta nu strică. Untură și îmbeși. Că dacă îți mai vin și o ocupanță pe cap, vin frații mai mari la ăștia care am filmat astăzi, ăștia o să ne mănânce cu tot cu șoric, cu tot cu păr.